Piața cripto în continuare arată bine, Bitcoin este peste 66.000 de dolari, chiar la zona de rezistență și vreau să vă arăt pe grafic un pattern foarte interesant care ne dă direcția Bitcoin pentru următoarele luni. Direcția potențială, pentru că nu este nimic garantat în spațiul cripto, să țineți vă rog cont de acest lucru. Vreau să identificăm și când în luna octombrie au venit creșterile în ultimele bull market-uri și pe lângă asta vreau să vă prezint un proiect cu mega potențial din punctul meu de vedere. Este un proiect care încă nu este lansat și noi avem oportunitatea să ne implicăm în acest proiect și să acumulăm niște criptomonede gratuit participând la campania lor de airdrop. Hai să nu mai pierdem timpul să trecem direct la treabă, dar înainte eu sunt Gabriel și vreau să vă și salut și dacă vă place ceea ce facem aici puteți să sprijiniți acest video printr-un like și printr-un comentariu. În descriere găsiți niște linkuri de referral cu platforme pe care eu le folosesc și dacă le folosiți o să aveți parte de niște bonusuri și voi. Mergem rapid pe graficul Bitcoin, ne uităm pe timeframe de o săptămână și putem identifica acest pattern care se numește cap and hand. Are burta în partea de jos. În momentul acesta, după ce s-a terminat burta, vedeți că este exact aceeași zonă de rezistență. Se formează o linie de trend descendentă, și potențialul target este acesta: dacă muți linia aceasta, o muți aici ar fi undeva la 98.000 de dolari pe Bitcoin sau am văzut că unii oameni o pun așa și ar fi undeva la 114.000 de dolari pe Bitcoin. Asta dacă se respectă pattern -uri. Și trebuie să menționez că aceste pattern nu au o acuratețe de 100%. Deci să aveți mare atenție la acest lucru și prudență pentru că se poate invalida foarte ușor. Dacă vedem că prețul s-ar duce undeva la sub 50.000 de dolari, poate 49.000, acest pattern ar fi în totalitate invalidat. Și mai este încă un lucru de menționat: fiind pe timeframe de o săptămână, are nevoie de poate câteva luni de zile ca să se desfășoare și să vedem ce o să se întâmple. Mai am să vă menționez că nu sunt nici consultant financiar, nu pot nici să ghicez viitorul, este vorba doar o analiză ceea ce văd pe grafic probabilitatea există să se întâmple acest lucru, dar în același timp poate să nu se întâmple. Să țineți vă rog conști de acest lucru și înainte să luați niște decizii financiare, vă rog să vă faceți și propriul research. Imaginați-vă dacă s-ar întâmpla cumva acest lucru pentru Bitcoin, odată cu alegerile și toate narativele care se mai întâmplă în momentul acesta, imaginați-vă ce creșteri frumoase am putea avea pe altcoin -uri. Dar totuși avem nevoie de răbdare să lăsăm timpul să treacă și să vedem dacă se întâmplă așa sau nu. Acum vreau să mutăm pe timeframe de o zi și vreau să ne ducem la celelalte bull market-uri să vedem ce s-a întâmplat. Cam pe la ce zi din octombrie, pentru că cu toții știm că octombrie a fost o lună bună în mare majoritatea timpului, să vedem cam în ce zi au început prețurile să explodeze. Mergem în 2020. Două secunde. Am ajuns în 2020, fix înainte să înceapă bull marketul din perioada respectivă și putem observa că prima lumânare mai mare verde a fost în data de 8 octombrie. În momentul acesta ne aflăm în data de 15 octombrie și dacă ar fi lucrurile să evolueze destul de bine, am putea considera că undeva din 11 octombrie a început creșterea și respectiv bull marketul, dar în momentul acesta nu avem foarte multe date s-ar putea prețul să se întoarcă mai jos și să fie o creștere falsă, să spun așa. De asta zic că mai avem nevoie puțin de așteptat. Teoretic am putea să considerăm în momentul acesta, 11 octombrie, că este ziua de start a creșterii din octombrie, dar haideți să mergem și în 2016 să vedem atunci cam în ce zi a venit acea creștere. Ok, și am observat aici ceva foarte interesant, vedem că avem chiar ziua de 11 octombrie, la fel când am avut o creștere, după a mai fost o mică perioadă de consolidare și după prețurile au explodat. Nu știu dacă este neapărat o coincidență ca în data aceasta undeva aproximativ la 10 octombrie să apară creșterile din octombrie și după să avem probabil și un bull run. O să vedem în timp dacă se întâmplă acest lucru sau nu. Cum v-am mai spus, nu pot să ghicesc că viitorul, putem să ne uităm în spate pe grafic, să vedem ce s-a întâmplat în anumite perioade și putem să ne imaginăm diferite scenarii, care o să fie validate sau invalidate în timp. chiar în momentul când înregistrez acest video, se întâmplă o mișcare foarte interesantă pe Bitcoin. Vedem că este la 67.000 de dolari. Vă spuneam de această zonă de rezistență pe care vreau să o văd că este spartă. Acum tot ce mai rămâne de făcut este să fac o consolidare dacă nu o să aibă parte de o creștere directă și să nu scadă sub ea, să nu scadă sub 65.000 de dolari 800, dacă nu mă înșel, 65.000 de dolari 600. Cel puțin asta am doresc, să văd o consolidare pe aici și după să înceapă creșterea. Ar fi un scenariu ideal, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla. Și bineînțeles, ne uităm cel mai mult pe Bitcoin în perioada aceasta, pentru că el dă direcția și mi se pare cumva că analiza pe altcoin în afară dacă vrei să acumulezi ceva, nu este foarte relevantă, mai ales dacă nu faci trading pe futures. Ok, haideți să mergem mai departe și să vă prezint și proiectul de care vă spuneam. Este vorba despre Blast Royal, așa se numește proiectul, și au strâns 10 milioane de dolari în runda de private și o rundă strategică sau SID. Au mai multe visiuri implicate în acest proiect, Dragonfly, Animoca Brands, Mechanism Capital, Shima Capital și așa mai departe. Ce vreau să urmăriți voi aici este că prețul pentru private sale a fost de 0,065 de dolari per token și aceste visiuri o să primească atunci când se lansează tokenul doar 4%, 6 luni o să fie blocați, nu o să se deblocheze nimic și după 24 de luni vesting lunar o să primească niște token lunar. E bine, acum mergem la pe Twitter și vedem că au un sezon de airdrop, loot to airdrop, adică te joci jocul lor, este un joc pe telefon sau poți să-l instalezi și pe PC, eu l-am instalat pe PC ca să pot să joc mai bine și tu jucându-te o să câștigi în acel joc token, haideți să vă și arăt, deci vezi, eu am strâns până acum 64 de token și mai țineți minte prețul de private sale 0,064, ei bine la listare, eu cred că s-ar putea să fie mult mai mult de atât. Eu ca să mă joc pe PC acest joc a trebuit să-mi instalez Bluestacks, Pur și simplu scrieți pe Google dacă vreți să vi luați și voi, scrieți Bluestacks și îl descărcați și căutați jocul Blast Royale, îl descărcați și apoi vă jucați. Vă faceți un cont pe site-ul lor și după te duci aici la account și îl linkuiești. Uite, hai de să mergem puțin să vă arăt. Deci lei like pe Twitter, Blast Royale se numește, apeși pe acest link, în partea dreaptă găsești Go to Blast Hub, aici te înregistrezi frumos cu aletul de Metamask, și după cu exact același e-mail te conectezi în joc exact cum ți-am arătat. Deci am văzut aici că o să țin acest sezon până în 27 octombrie, după o să mai fie încă un sezon și ulterior au anunțat că în 13 noiembrie se va lista tokenul, o să fie lansat pe exchange-uri și o să putem vinde. Am văzut tolei pe Twitter că fiecare token pe care îl strânge în joc o să fie egal un token în Metamask sau ce wallet folosești tu. Din punctul meu de vedere mi se pare o oportunitate bună, adică mă gândeam numai așa, am strâns într-o zi undeva la 60 de token. Mai sunt încă 12 zile și după sezonul celălalt, hai să facem o medie, uite, 12 ori 06. Dacă ar fi să se listeze numai la 01 tokenul, aș face 72 de dolari jucându-mă un joc. Dacă ar fi, să zicem, o situație super bună, 0.5 dolari un token, nu știu dacă neapărat o să se întâmple acest lucru, eu particip, vă spun sincer, fără așteptări, dacă este să fie ceva, este binevenit, dacă nu, asta este, mergem la următorul proiect să-l farmăm. Asta ar însemna 360 de dolari. Și mai ales că eu mă joc și pe mobil, mă joc și de pe PC, când sunt la lucru, când am puțin timp, aștept pe cineva sau așa mai departe, mi se pare o oportunitate bună. Și mai vreau și să vă zic, jocul este un fel de PUBG, te spamnează undeva pe hartă, trebuie să-i niște arme și să-i împuști pe ceilalți jucători. Și în același timp trebuie să strângi token. Despre asta este vorba, o să vă las linkurile în descriere. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final. Eu am fost Gabriel. Nu uitați de linkurile din descriere de referral pentru platformele pe care eu le folosesc. Dacă cineva își dorește să susțină canalul, se poate alătura ca membru și o să aibă acces la niște beneficii extra. Noi ne auzim data viitoare și vă doresc o zi bună. Ciao.